că misiuni și misiuni în Asia Express. Misiunea cu călcatul a fost trimisă din Iad înspre mine și Teleșpan, într-un moment al existenței noastre în care simțeam că nu mai putem și în care simțeam că o să omorâm orice vietate care o să ne iasă în față. La, nu, n-am chef de proba asta. Și acum înțelege-te cu ăștia, bagă-ți în gură. Hai! Noi doi, nu știu dacă am mai spus asta în această viață, dar suntem doi sedentari. Vrei să mă duci tu, dacă mă aștept? Nu, 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 nu! Cum? Dar lasă-i să intre în cărucior, cu claxonul tău cu tot. Cred că trebuie să, așa, stai, lasă-l că îl întorc eu, ține-l tu drept, că uite, eu dacă îl împing un pic mai tare, merge drept. Și vrea trebuie să ținem minte adresele și trebuie să ne întoarcem cu căruciorul să ducem rufele? Da. Nu, 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 deci eu, pe mine, dacă mă deprimă ceva la emisiunea asta, sunt probele fizice. Hai! 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 E, ce să vezi că mi s-a stricat căruciorul? Yeah, can you please give us two items? Shirt, something? Acică, shut up, and okay. Thank you. Hai. Ni s-a stricat căruciorul, vreau să te anunț. Ar trebui să vină cineva să-l vulcanizeze. Teleșpan împingea căruciorul și în timp ce îl împingea și eu trăgeam de el, neurile căruciorului au sărit. Ce moment în care eu am crezut că fac o isterie și asta a făcut realmente o isterie. Că îl duc așa încet. Perfect, perfect, perfect. We will be back in 10 minutes. Montați în căruciorul. Da, nu puteau să facă niște cărucioare. Râs ca că mă proba ta, dă-mi penalizare. Na, hai, fă-o, eu nu mai fac nimic. Gata. You. Chez, ok. Pot să-mi pierd mințile sau pot să mă duc mai departe în liniște? Hi, would you like something to iron? No. Bine atunci. Hi! Hello! Hai încoace să vină mașină. Să intre în ăsta, să-l distrugă oricum, mă, în el. Și am să-l ia t-shirt și a adus cămăși. Hi! Are you here? Hi! Hai pe strada asta. Sunt ok. Acum vreo două luni am fost o doamnă care mi-a făcut terapie prin sunet. Pe Mărădan încă n-am convins-o să meargă la doamnă aici. Care mi-a spus că eu în mine am un demon. Acel demon a ieșit la suprafață în momentul în care a trebuit să mingă acel cărucior care i-au sărit neurile. Dar aș prefera sincer o penalizare decât să mă chinui cu care s-a stricat. Ce, unde să ne ducă? Pe... Hai, hai să... Ce hai. Ok. Asta se întâmplă. Îți are un pneu, te enervezi un pic. Aia este. Hai. Și iată de pe noi, acești doi oameni care... Nu, mai nu ne place munca fizică. Nu, dar mai este era și contextul. Muncă intelectuală. Thank you.